Accident mortal în fața secției de poliție din localitatea Somova, județul Tulcea. Un bărbat de 63 de ani a fost spulberat de o mașină chiar în momentul în care s-a angajat în traversarea străzii pe trecerea de pietoni. Omul a murit pe loc. Imediat după producerea accidentului, șoferul a fugit. La fața locului au ajuns în scurt timp echipaje de poliție și ale serviciului de ambulanță. Medicii au aplicat manevre de resuscitare, dar nu au mai reușit să-l readucă la viață pe bărbatul care suportase o lovitură nimicitoare. La scurt timp după accident, polițiștii l-au găsit și pe șoferul fugar. Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, dar și pentru fugă de la locul accidentului.